York era frumoasă, adică nu era... Da, sunt. Și sincer, așa. Da. Și voi mai povestiți-mi. Cum vă simțiți aici? Eu nu am nimic, nu-i bine așa. Da? Să-i bine. Nu. N-aveți stres, n-aveți nimic, nu mă văd. Puțin n-am ieșit deloc. A. Pe cât de pachete vă lasă? Baron. Doar 5? Voi lua 6. 6. 5, nu. Dar ne ajung. Cine a... Vă ajung 5? O dată ne-a pedepsit, ne-a 4. Nu am răspit la fumat, la fiecare cu 4 pachete. Lasă-o. Și câți fumează? Patru, băi, și vreau să-mi fac niște tatuaje, dar nu? La vară. La vară? La vară, când mă duc. Când ieșim, facem cu vasă. Da, nu vor. Uităm și noi piele. Nimic nu ne ducem, că n-avem să reciclez. Aici, să facem aici nimic. Nu că n-avem, nu punem nimic deoparte. Nu-ți convine să lucrezi pe 3 lei, să plătești mâncare, sală sau... și să rămâi fără niciun ban în buzunar. Ce naiba de viață e? Da. Mai ai și o problemă sau ceva? De unde scoți bani? Și eu nu vreau viața asta. Eu nu vreau, bă, apiciorul, adică mă spun tu decât să trăiesc așa. Am zis, orice ar fi. Eu văd un țel așa, știi? În viața mea, nu vreau să trăiesc ca și cum... Da, mă mulțumesc cu asta, nu... Nu mă, eu simt în mine că pot mai mult și vreau mai mult. Și orice ar fi, vreau să fac și un curs de hair stylist când vin. Da, și oricum din asta îți câștig eu foarte bine, știi? Ca frizer ai salariul 7 milioane, dar ești pagă vreo 20, înțelegi? Da. Dacă știi tu și bine și dacă te implici și îți dai... Să tragi clienți, înțelegi? Da, măi, faci asta. Sunt multe și știu să fac tatuaje, vreau să fac și ăla pentru tatuaje, cursul ca să-mi iau o licență, să pot să-mi deschid. Și acum trebuie să-mi strâng niște bani, că am cheltuit foarte mulți bani când am ieșit de afară, dar trebuie să ne strângem bani să... Îmi iau toată aparatura, toată asta costă, știi? Vreo 5.000 de euro. Plus mai avem de luat o mașină, cu banii care ne dă ei, dacă o fi, mai punem și ne luăm un apartament. Avem niște proiecte în cap, așa. Dar trebuie să începi, știi? Că dacă stai aici... Când încep ceva... Ce vreau să faci aici? N-ai ce să faci. Că așa bani nu am dus lipsă, dar problema e că nu-mi place și să stau să-mi dea mama, îmi trimite mama, am nevoie, nu e nicio problemă că nu-mi scoate ochii sau ceva, dar te simți prost. Când îți duc la vârsta ta, te trezești la urmă și îți trimite maică-tea bani. Urât, știi? Nu-i... Hai, vin un coț. Ajunge odată să zici așa că ai nevoie, ai o problemă.